V-am să spun că îmi pare rău că ți-au șters ăștia de la TikTok contul și că dacă ai nevoie de orice, sunt aici. Mi l-au șters. Mamă, mi-e cald și mi-e frică să scot capul pe geam să fac corona. Terminai farsa asta cu ambulanța. Mă lase cu inima, nu mai știu să mai fac. Hei, salutare gașcă, eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem cea mai tare farsă ever. Da, știu că în vlogul anterior aveam toate unghiile, dar carantină. Vlogul ăsta o să fie o nebunie totală. M-am gândit să le fac o super farsă prietenilor mei tiktokeri. Așa că Luis, Adina, Marius și Emilia, pregătiți-vă. Ce farsă pot să le fac dacă nu chiar legată de TikTok? Vreți să știți la ce m-am gândit? Am să-i sun pe FaceTime, bineînțeles, ca să le văd reacția și am să le spun că conturile lor au fost șterse. Înainte de a-i suna, am să le trimit aceste poze. Poze care arată clar că conturile lor nu mai există. Bineînțeles, fiecăruia am să-i trimit poza respectivă cu contul său. Primul nominalizat la această farsă genială este Luis. Pentru că fix înainte de a începe să filmez, mi-a dat tag într-o postare. Mama, am emoții, oare cum vor reacționa? Ia să trimitem poza. E conectat! Pot să te sun? E urgent. Da. Hai să sunăm pe FaceTime. Bibi nu râde. Ce faci? Ce-ai făcut? Bine, uite, fii atent, voiam să mă pregătesc de live și am văzut că mi-ai dat tu un tag într-o postare. Okay. Și m-am gândit să intru pe contul tău și mi-arată că nu... Pe contul meu de Instagram? Da. What the fuck? Ți l-ai șters cumva? Nu. Dar e ciudat că mie chiar merge super, super bine asta. Nu știu, mi-apare că nu mai e, că e șters gen. What the fuck? Știi ceva? Azi ai pus ceva, ai merge, nu știu. Merge totul, gen, merge totul. Nu știu, m-am speriat. Gen, m-am speriat. Uite, sunt pe contul secundar și am intrat pe contul principal și nu-l găsește. Nu-l găsește? Nu-l găsește, îl găsește. Aha. Intru și de pe contul la pisică. Pisica ta are cont? Da! Nu se poate să mi se fiștesc contul, refuz. Nu, merge și pe contul la pisică. Bibi, cred că la tine e problema, nu la mine. Nu știu, ia stai să mă uit. Deci mie efectiv nu merge. Mi-arată că nu te găsesc și că ai zero urmăritori, like. Ai zero urmăritori, zero postări, zero tot. Nu. Stai la tine problema. Deci tu știi ce panică mi-am luat? Cum aș fost să rămân fără Instagram? Tu stai seama! Aoleu! M-am speriat rău! Te-ai speriat? Păi normal că m-am speriat! Păi eu încă sunt speriată! Asta e simplu de pe contul principal la tine. Doamne, voiam să fac live și mi-am adus aminte că am vorbit noi și tocmai vorbeam că să ne vedem, să facem TikTok-uri, să se termine nebunia asta. Și am gândit să intru la tine pe TikTok, să văd cum mai ești, cum îți merge, cum ești acolo. Pe TikTok? Știu. Păi da, ăsta e pe TikTok. Nu pot pe Instagram, stai. Nu se poate, n-am cum să am contul dezactivat. Asta e pe TikTok. Like pe TikTok, arată că nu mai ești, că ai contul șters. Nu, sper că am contul unui prieten, să văd. Intru, da mă, nu mă găsește, cred că e de la tine ceva, baby. Tu ai căutat până acum pe Instagram? Da, îți găsesc contul. Dar eu nu-l găsesc pe-al tău, arată că e șters. Nu vreau să se șteargă. Băi, ce se întâmplă? Știu, ți-am zis, nu e de la mine, că văd că-mi găsește, o să mai pun lumea să intre, gen. Ia, vezi și... O să fac o chestie de aia la story cu swipe-up, știi, și o să le spun cu swipe-up să vedeți. Ia, vezi, ia încearcă, m-am speriat super rău. Mama. Eu încă... Am emoții acum, o să bag două țigări la după alta, de ia vezi, oamenii văd, îți văd... Mă pădurii de 1 aprilie sau ceva? E 2 aprilie, când... Dar nu contează, tu poți să pui vlog oricând și pe 5 și pe 6, tu mă păcălești de 1 aprilie.
Nu te păcălesc de 1 aprilie. Vezi care-i faza, eu vorbesc foarte serios. Dacă cineva să păcălesc de 1 aprilie, cu asta ați mers foarte bine. Da? Aparent. Ia vezi. Sună-ne pe profil. Da. Văd clipurile, văd tot. Tot, păi la mine nu merge tot. Să-ți văd, gen, like... Și la mine, uite, the just now, primești comentarii și de-astea, gen, e ok. Și pe laptop am intrat și nici pe laptop nu te găsesc. O fi ceva bug, mă, că sunt multe buguri la TikTok acum. De exemplu, unul dintre bugurile mele pe TikTok este că mi se chide live-ul random. Gen, nu fac nimic, gen, nu fac absolut nimic, mi se chide live-ul random. Mamă. Da, ia, vezi, anunță-ți oamenii pe story, ceva, nu știu, I don't know. E așa, să văd dacă mi se salvat asta cu pisica în telefon. Așa, prin videoclipul. Pune link o dată, n-am timp de pierdut. Ai pus TikTok nou? Am pus vreo 5. Păi și mie, de ce mi-apare că ai contul? Nu știu, nu mai spune că mă speri rău. Să-i poată vizația lui Niții. Post. Și acum trebuie să aștept un pic ca să intre oamenii, știi? Pe story să dea să repart. Deci dacă am primit un singur mesaj și îmi zice nu-ți văd contul, leșin. Mamă. Leșin. Mamă. Aer. Aștept cu tine, că chiar m-am panicat. Deci efectiv tremur, înțelegi? Deci până acum am crezut că mi s-a stricat Instagram-ul? Acum dacă s-a stricat TikTok-ul e mai rău. Bă, mi-a dat cineva mesaj acum, ei mi-ai făcut baie, deci nu cred. Deci nu cred. Bibi, sigur e de la tine. De la mine? Sigur e de la tine. Probabil, dar nu știu, eu chiar m-am speriat. Să-i spun Laurei. Laurei? Ce să-i spui? Laura, Bibi, nu poate să-mi vadă contul, se întâmplă ceva cu contul meu. Știi ce ai putea să-i zici Laurei? Că... ți-am făcut cea mai mare farsă! Doamne, mă bucur că mi-ai făcut farsă, jur. Este prima dată când mă bucur că a fost o farsă. Vai. Bă, dar chiar te-am crezut că mi-ai zis tremur. E gravă. Prima dată am crezut că e farsă, că prea lumină, prea știi ce zic. Păi nu, că ți-am zis gen creier, ți-am zis că mă pregătesc să fac live. Da, bine că mi-ai spus că eu mă uitam pe Instagram până mâine. Bine că mi-ai zis că pe TikTok. Doamne, ce mi-a plăcut reacția ta. Da, îi spui omului că i-a dispărut toată munca și cum te aștept să zic că a primit cu ea de la început. Știu, mai ales că tu ești foarte acolo pe TikTok și ții foarte mult la contul tău și... Mamă, mi-e cald și mi-e frică să scot capul pe geam să fac corona. Te ia cu călduri? Păi m-a luat cu căldura, am transpirat tot. Vai, Luis, nu vine să cred. Eu te știam acolo că ești... Ai face orice pentru contul tău de TikTok, dar așa, cu călduri? Păi da, ci că... Luis, sunt la tine pe... Da, fata asta chiar mi-a răspuns, adică mai pus să pun și story și fata asta chiar mi-a răspuns, ei mai făcut baie, dau screenshot. Ah, fata aia mi-a încurcat toate planurile. Mamă, deci dacă zicea, tu-ți dai seama? Dacă puneai pe cineva să zică nu se vede sau nu se deschide sau îmi zice continuă existent, cred că leșinam aici. Terminai farsa asta cu ambulanța. Mamă! Cum se face așa ceva, Bibi? Mai avem probleme cu inima, cu sufletul. Când stăteam relaxat în pace, am venit în bucătărie, deci e grav asta, dacă m-am zis așa. În bucătărie se întâmplă lucrurile cele mai ciudate din viața mea. Certurile, scandalurile, lucrurile la care eu nu pot să le dau de cap. Când am probleme, aici se întâmplă în bucătărie pe scaun. Acolo ești, deci știu, dacă ai vreo problemă, te găsesc în bucătărie. Mă găsești aici, da. Super. Îți mulțumesc mult, Luis, ești tare rău de tot. Eu nu știu dacă să zic așa, îți mulțumesc bine. Mulțumesc că m-ai ales să mă bași în locul tău, dar nu știu dacă îți mulțumesc. Băi, ce drăguț! Panică. Gândește-te că e bine și că nu e contul șters. Și că mai am TikTok. Da. Nu sunt supărat, dar m-am panicat. Nu e supărat pe mine, nu? Normal că nu. Îți mulțumesc. Știu că tu știi de glumă și ești super de gașcă. Normal. Bă, da, ai fost prea convingătoare, adică eu mă prind în general. Bine, liniștește-te, e tot în regulă, contul există, da. Poza aia e doar un Photoshop. Făcut foarte bine. Da? Foarte bine. Îi mulțumesc lui Antonio pentru că el a făcut asta.
Da, și eu. Un prieten minunat, Antonio. Hai că a fost bună! Bună, bună! Foarte bună, sincer, foarte bună, bravo! Mulțumesc! Sunt curios, abia aștept să vă vlogu, să văd cine mai cade în plasa asta. O să ne mai fac farsa asta a Dinei, Emiliei și lui Marius. Chiar sunt curioasă să... Tu ești primul! Deci Marius! Da! Marius! A, da? Ăla, ce-am înnebunit eu, dar să nu știu înnebunește eu. Bibi, Bibi, ce Bibi? Doamne, dar eu, doamne, ce distracție pe tine, frate. Da, da, exact. Mora ți se distrează. Mă bucur că mai ales de mine, a fost funny. Mă bucur. Și pentru mine acum. Așa, ăsta e vibe-ul, e funny acum. Da, abia aștept să vă vlog-ul. Bine, Luis. Te pun, mersi mult și liniștește-te, e totul în regulă. Da. E doar o poză făcută editată în Photoshop. Pup. Pa. Pa, pa. Următoarea victimă este Marius, așa că haideți să-i trimitem poza photoshopată. Nu ne-a răspuns pe WhatsApp, dar îl sunăm direct cu FaceTime. Ce faci? Bine, îți făceam live. Făceai live? Da. Scuze, te rețin? Ai un minuțel? Da. Deci, dacă nu era așa urgent, nu insistam. Ideea e că ți-am trimis ceva pe WhatsApp, o să te uiți? Da, imediat, hai. Uite-te. Ideea e că... What the fuck? Gen, ăsta așa mi-apare la TikTok. Arată că ai contul șters. Nu l-am. Mie îmi dă notificările, mi-apare normal. Și voiam să spun că îmi pare rău că ți-au șters ăștia de la TikTok contul și că dacă ai nevoie de orice, sunt aici. Mi l-au șters? Mie mi-apar notificările la TikTok, gen, și îmi scrie că lumea încă dă like și... Adică eu m-am speriat foarte tare când am văzut chestia asta și automat ți-am trimis-o. Așa mi-apare și pe telefon și pe laptop. What the fuck? Păi dacă era așa... nu trebuia să mi se oprească notificările, adică să mai primez nimic, dacă era șters nu mai vedea nimeni, bănuiesc. Probabil, eu am rămas fără cuvinte și n-ai văzut că n-am știut ce să zic, am trimis direct poza și m-am gândit... Trebuie să mai văd dacă mai primesc notificare acum, să văd. Mhm, ia vezi. Lumea încă îmi dă gen like la videoclipuri. Am primit stai să simi screenshot. Trimite-mi, da. Adică dacă ai nevoie de orice, sunt aici, de ajutor, da. De... Da. Ia, stai. Doamne, ce frică mie. Și... Da, și mie nu... De ce mi-apare că ești șters, gen... Nu pot să te mai găsesc, adică te găsesc, dar mi-arată că... Doamne, ce e asta? Doamne, ce e asta? Nu pot să înțeleg. Stai o secundă, s-o vorbesc și cu Laura în caz că este ceva, dar... Stai puțin că nu-mi seama. Deci nu cred, ai făcut foc păcăleală? Nu mai puteam să mă abțin când te vedeam, săracul, Doamne! Doamne, nu pot să cred. Hai! Mai vreau de începeam să plâng. Nu te cred. Plângi? Băi. O lase cu inima, nu mai știu să mai fac. Băi, plânge. Doamne, nu mai pot. Aoleu. Nu vine să cred. Doamne, ajută că nu mi s-a șters TikTok-ul. Atâta zic. Doamne ajută, liniștește-te, nu plânge, e o poză photoshopată. Ok, doamne, și mai puteam. Iar contul tău există și te felicit pentru el. Mulțumesc. Băi, tu ai început să plângi. Doamne, frică. Știu că ții foarte mult la contul tău de TikTok. Știu și de asta m-am și gândit să-ți fac farsa. Știu că mă iubești! Pupa! Următoarea victimă este Adina. Și i-am trimis poza. E conectată! Ce e asta?
Nu ne răspunde, haide să-i scriem. Pot să răspund pe FaceTime. Sunt șocată. Nu știu despre ce e vorba. E contul tău de TikTok. Pare că ești ters. Mamă, săracă, ieși la ore online. Vă dați seama că nu-i mai stă acum mintea la nicio temă online. A few moments later. Mi-a scris Adina. Fata, ia căutăm acum. La fel îmi arată. Arată că ai contul șters. S-a întâmplat ceva? Nu pot să cred, că nu știu, e singura. Mi-am pus toți prietenii să mă caute și mă găsesc. Hello. Te pup, ce faci? Am înțeles foarte bine. M-am panicat și când am văzut, ți-am trimis din prima. Am rămas șocată să văd că ți l-ai șters tu sau ceva? Nu, eu n-am șters absolut nimic. Nu știu de ce te-am panicat așa. Ideea e că voiam să zic că îmi pare chiar super rău dacă ți s-a șters sau ceva sau și dacă ai nevoie de orice, îți sunt alături, să știi. Da, mersi mult, dar nu știu care-i faza, că ideea e că eu când intru pe contul meu, deschide pe contul meu, adică nu e nicio problemă, l-am pus pe cine l-a pus? Sper că pe Marius l-am pus să mă caute, dar m-a căutat, m-a găsit. Mă rog, prieteni de ei mei care mă urmăresc pe TikTok m-au găsit. Tu e singura care spune că mi s-a șters contul, nu știu. Nu știu, că așa mi-apare și pe laptop și pe telefon. Nu știu ce, care-i faza. Da, e sigură? Da, aș putea să vorbesc cu Laura dacă o cunoști. Să-mi zică ea mai multe detalii, poate. Da. Că așa nu știu, apar n-am. Da. Eu cred că am o idee ce, de ce e așa. De ce crezi tu că ar fi? Pentru că îți fac o farsă. Aoleu, Doamne, nu pot să cred! Îți fac o farsă pentru YouTube, Adinuș! Doamne, dar ce s-am panicat! Băi, de capul meu e leșin, nu pot să cred, e nebună pe tine! Doamne, dar am zis... Doamne, ce mă fac acum? Mi-am mis acest cont, o pătre pe Laura și să facă, toată mea mă găsește, nu știam! Doamne, doamne, stai liniștită, contul tău e perfect, e doar o poză photoshopată, editată. Ești nebună! Am vrut să fac o farță pe canalul meu de YouTube, uite, chiar acum filmez. Bravo, te-ai ieșit, bravo! Mi-ai ieșit? Mulțumesc, mulțumesc! Te pup, Adina, nu te-ai supărat pe mine, nu? Nu, normal că nu! Perfect, să stai liniștită, bine? Da. Pup, pup, pa! Haideți să vedem ce reacție va avea și Emilia. Ne-a zis că da, hai să o sunăm. Ce faci? Te pup! Am înțeles. Am văzut chestia asta pe TikTok și mi-a pare că ai contul șters și voiam să spun că îmi pare super rău. Dar nu știu. Nu știu, mie mi-e pare că ești ters și voiam să zic că dacă ai nevoie de orice, sunt alături și... Nu, doar ție ți apare că ești șters? Mie mi-e pare și de pe telefon și de pe laptop. Eu am intrat acum pe TikTok și pare activ. Nu știu, ia vezi, ia. Bă, deci am intrat acum și am verificat. Și eu m-am speriat super tare, gen, când am văzut și am zis să-ți trimit din prima, să... Uite, mă, mi-e pare cum. Nu știu, e bine că gen și pe laptop. Mie pe laptop mi arată la fel. Nu știu, poate ai tu problemă, nu știu, la laptop. Sau ai, nu știu, fricțiunea, nu știu, nu înțeleg, dar merge. M-am pus acum o oră un videoclip și merge. Adică primesc încă like-uri la el. Da? Vreau să zic că dacă ai nevoie de orice și că sunt alături și... Am înțeles. Sper, dragă, din partea ta, nu înțeles. Dar nu știu, văd că merge. Deci încă e contul, nu? Da, încă e. Și știi ce o să mai fie? La ce te vezi? La farsa pe care ți-am făcut-o. O să fie un vlog pe canalul meu. Te-ai supărat pe mine? Ce se întâmplă?
Te pup, Emilia, și mersi că ai luat parte la această farsă. Pa! Acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut și că ați râs la el. Eu una nu mă așteptam să-mi iasă chiar atât de bine prank-ul ăsta. Dacă vreți să mai fac farse de genul și cui vreți să mai fac, scrieți-mi la comentarii. Nu uitați, apăsați pe butonașul ăla de like să strângem și noi 10.000 de like-uri. Dați un share acestui video, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul. Eu v-am pupat tare, 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 mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!